Salutare, prieteni, cu voi iarăși Motan Show. Deci, prieteni, l-am filmat cu dronă pe Talking Ben. Nu uita să rupi butonul de like și să te abonezi. Oh, unde este Talking Ben? Deci, dinozaurul, elefantul, gorila, tigru, hipopotamul, boul și purcelușul. Interesant, în ce joc de data aceasta se vor juca? Uitați-vă, baloane! Ok, și ce trebuie să facă cu baloanele acestea? Să le distrugă, să sară peste. Ok, tigru este primul prieten. Va reuși. Ce trebuie să fac? Deci și-a ales califerata, s-a urcat mingea roșie și ce trebuie să facă cu mingea aceasta? Deci se apropie mingea. Va muri dacă va fi călcat de acest balon. Ok. Uitați-vă, prieteni, trebuie, dacă se apropie balonul, trebuie să sară pe altă califerată, prieteni. Deci va reuși, tigrul a câștigat, deci hipopotamul. Doamne, ești prea mare, prea gigant, hipopotame. Nu vei reuși nimic să faci. Ok, stai. Și a ales califerata cu balonul galben. Deci acum trebuie, a venit timpul să sară pe altă califerată, doar că nu a reușit. Doamne. Stai, este boul următorul. Deci boul, haide, alege. Uitați-vă cât de timp mult și-a pierdut pentru a alege califerata cu balonul albastru. Ok. Oh, a reușit. Ok, nice. Cred că și boul va reuși să treacă această califerată. Deci uitați-vă, tigrul și boul au reușit. Deci următorul este, uitați-vă cât de ciudat se mișcă acest purceluș sălbatic. Ok. Deci uitați-vă, s-a uitat foarte mult timp și s-a ales califerata cu balonul. Ok, haide. Uitați-vă cât de atent. Ok, haide, sari! Prea mult timp s-a gândit. Ok, gorila este următoare. Deci gorila trebuie să reușească. 100 pe 100, gorila, prieteni, va reuși. Ok, scrieți în comentarii dacă gorila va reuși sau nu. Nici n-a început drumul și deodată a pierdut, prieteni. Ok. Deci, nu mă dezamăgi, elefantul. Oh my god, ce-a ales cea mai proastă califerată cu balonul roșu. Ok. Deci. Haide, elefante, ai șansa să câștigi tu. Haide, să învingi acest balon roșu. Nu l-am vins, prieteni, deci dinozaurul. Dinozaurul, tu trebuie, ești animalul meu preferat care... Ai dispărut câteva milioane de ani în urmă. Ok. Doar imaginați-vă, prieteni, dacă ar fi existat dinozauri în viața noastră. Interesant. Trebuie să fie și ei în grădina zoologică sau nu? Ok. Uitați-vă, dinozaurul a reușit și el, prieteni. Deci a câștigat acest joc, dinozaur, trigu și bou. Oh, Shredding, tocatorul nostru. Oh, uitați-vă, fi aruncat jucăria. Among Us. Doar uitați-vă, prieteni, cum este distrusă această jucărie. What the fuck? Arată foarte, foarte ciudat. Ce sunt? Sunt ceva, niște bile, prieteni, doar că arată foarte, foarte ciudat. Oh my god. Și uitați-vă, eu nu știu dacă voi auziți acest sunet. Arată cum ar fi, știți, popitul ăsta, bilele acestea când... Sau, știți, mai sunt pelicul cu bile de aia, din aer, știți? Ok, arată foarte, foarte ciudat și un sunet foarte, foarte plăcut. Oh my god, aș arunca și eu, doar că au dispărut Among Us. Cu cine noi să jucăm, prieteni? Cine s-a jucat în Among Us? Chiar acum scrieți în comentarii și nu uitați să rupiți butonul de like dacă v-ați jucat vreodată în Among Us. Wow, uitați-vă, Talking Tom, prieteni! Ok. Da, dar arată foarte ciudat, uitați-vă în costum de Talking Tom. Interesant, este adevăratul Talking Tom sau pur și simplu s-a îmbrăcat cineva în costumul ăsta? Stai, uitați-vă, Talking Tom a găsit-o pe... A găsit-o jucăriei, prieteni, care este foarte... Seamănă foarte tare cu ăsta, cu Talking Angela, prieteni. Și a luat, uitați-vă, jucăria aceasta. Doar că unde este Talking Ben? Trebuie să vină și... Oh my god! O țărută pe Angela, pe jucăria Angela. What the fuck? Între ei ce? Este iubire, prieteni? Iubire? Ok, stai, uitați-vă. În depărtare îl putem observa pe Talking Ben. Talking Tom, fugi!
Se apropie Talking Ben. Ok. What the fuck? Da, uitați-vă, prieteni, este Talking Ben. Uitați-vă cât de ciudat arată costumul ăsta al Talking Ben. Interesant de unde se poate să cumpere acest costum. Oh! Se luptă, uitați-vă, se luptă Talking Ben pentru Angela, pentru dragostea. Pentru dragostea se luptă, prieteni. Deci, Talking Ben versus Talking Tom. Cine va câștiga această luptă? Ok, Talking Tom a câștigat, a luat jucărie și a plecat. Talking Ben, trezește-te! Ben! Oh my god! Stai, Ben a pierdut, uitați-vă! A leșinat. Doar că Talking Tom a fugit în pădure, prieteni. Stai, s-a trezit, s-a ridicat și a alergat după Talking Tom în căutarea lui Talking Tom. Oh, uitați-vă jucăria Fulgerul McQueen, prieteni. Dacă v-ați uitat vreodată la desenul animat Cars, mașini, nu uitați să rupeți butonul. Scrieți în comentarii, prieteni, dacă v-ați uitat la desenul animat cu Fulgerul McQueen. Sau cum el spune, ciao! Sau cum, scrieți în comentarii cea mai tare fază din desenul animat Cars. Ok. O să zboare acum Fulgerul McQueen. Foarte puțin a zburat, doar că arată foarte mișto. Uitați-vă, a zburat în spațiu, prieteni. A luat viteză, doar că puțin a zburat. Fulgerul McQueen. Oh, nu mai ești cum ai fost, prietene. Ok. Doamne, Power Vision, prieteni, abonați-vă. Ok. Oh, stai, ce va fi? Iarăși Fulgerul McQueen. Nu, prieteni, uitați-vă. Uitați-vă câte chibrite se va fi folosite. Interesant ce vrea să facă băiatul ăsta. Deci gata, uitați-vă. Este plină cu chibrite. Și ce va face? Oh, stai, a luat o tigaie. Ok, ce va fi prăjit în această tigaie? Oh, uitați-vă ce ou gigant. Interesant. A cui este oul ăsta? Nu este, 100 pe 100 nu e de găină. Este foarte gigant. Deci a turnat un pic de ulei. A stricat coaja. Ok. Doamne, uitați-vă ce ou de gigant este. Cine mănâncă chiar acum o amuletă, prietene? Uitați-vă ce ou gigant. Deci, haide. Interesant, va reuși să prăjească acest ou pe aceste chibrite, prieteni? Scrieți chiar acum în comentarii, va reuși sau nu. Eu cred că, nu știu, cred că mai mult că da, va reuși, prieteni, deoarece sunt foarte multe chibrite, după care ele va continua să ardă chiar și bețișoarele alea. Ci nu doar praful, ci și bețișoarele vor arde până la sfârșit și cred că va reuși să prăjească acest ou pe tegaie. Ok, uitați-vă, practic a reușit, uitați-vă, practic, da, prieteni, uitați-vă. Foarte ciudat arată, doamne. Câte chibrite au fost folosite pentru a prăji un ou? Oh, da, prieteni, uitați-vă, a reușit să prăjească acest ou. Poftă bună! Spider-Man, uitați-vă cât de nice este Spider-Man-ul nostru! Doamne, ce este cu balonul ăsta din Spider-Man? Ce va reuși Spider-Man să facă? A căzut! Oh my gosh! Oh my gosh! Uitați-vă ce se întâmplă cu Spider-Man-ul nostru în Minecraft! Oh my god! Steve cred că s-a ascuns, știți, în costumul de Spider-Man. A crezut că este într-adevăr Spider-Man, doar că nu. El a căzut! Doamne, uitați-vă cât de nice arată. Și lumea aceasta de Minecraft, care este foarte reală. Interesant, ce placă video trebuie să ai pentru a juca în azi? Oh, uitați-vă ce flipuri a făcut Spider-Man. Ok, gata. Cred că a ajuns la final. Da, prieteni, a ajuns. Nu! Va pica în continuare. Ok, doamne. Doamne, ce-a pățit Spider-Man? S-a împiedicat și a căzut, prieteni, de pe cea mai înaltă clădire din lume. Deci, gata, a ajuns. Oh, uitați-vă, căzut și pe simbolul de paianje. Oh,
din nou jocul nostru, purcelușul sălbatic, tigrul, gorila, hipopotamul, boul, elefantul, dinozaurul și vaca. Și ce trebuie să facă de data aceasta, prieteni? Ok, se vor lupta. A, nu, uitați-vă, trebuie să găsească ușa cu caracterul său. Deci, purcelușul trebuie să găsească pe alt purceluș din partea cea l-altă. Ok, nu, purceluș, nu ai reușit la ales pe dinozaur. Pa, pa. A zburat purcelușul nostru. Deci, tigru, tu trebuie să reușești, ești un animal foarte tare. Ok, deci va găsi ușa. Ok, da, prieteni, uitați-vă, tigrul a găsit ușa cu caracterul său. Ok, uitați-vă și a găsit soția, wow. Deci gorila va reuși. Haide, gorila, tu trebuie să reușești. Ești practic ca omul, haide. Oh, nu a reușit, uitați-vă, 100% nu a reușit. Îmi dau mâna dacă a reușit. Nu, gorila, ce-ai făcut? A pierdut această luptă și gorila. Deci următorul este hipopotamul, prieten. Uitați-vă, ți-a luat viteză. Oh, a spart și ușa. Deci, nu a ales. A zburat. Deci, Bowl, tu trebuie să alegi. Uitați-vă, va fi foarte mișto dacă Bowl va alege vaca. Interesant pe cine va alege. Oh! Am avut dreptate, a zburat și boul în spațiu. Deci vaca, tu trebuie să reușești. Tu ai văzut unde este vaca. Tu trebuie, vaca. Haide, reușești. Nu, acolo deja era spartă ușa. Vaca. A zburat. Deci a rămas elefantul. Elefant. A, nu, dinozaur. Cum crezi, va reuși dinozaur? La dinozaur tot era spartă ușa. A zburat în spațiu și dinozaurul, prieteni. Deci, a reușit doar tigrul, a rămas elefantul. Cum crezi, va reuși elefantul să-și găsească perechea? Da, sfârșit, elefantul a găsit perechea. Prieteni, dacă v-a plăcut aceste filmulețe, nu uitați să rupiți butonul de like, să vă abonați și să distribuiți acest video la toți prietenii. Pa, pa la toți!